astăzi am decis să fac un material despre mecanica forfacului și mai exact despre lungimea optimă a forfacului. Înainte să vă spun ce lungime optimă, trebuie să înțelegeți mecanica acestei munturi. La metod feeder foarte importantă, dacă nu cea mai importantă, este nada. Iar Momela de călig nu face decât să ușureze căligul și să facă pește să-l să înghită cât mai ușor. Înainte de toate, trebuie să înțelegem modul de hrănire al peștelui. Atunci când pescuim la crap, știm foarte bine că această specie se hrănește prin absorpția momelii. Am făcut aici și o mică schiță ca să înțelegeți mai bine de deci ce este foarte importantă lungimea, lungimea forfacului. Avem aici un metod încărcat cu nadă. Aici avem forfacul, cârligul și momela de cârlig. Dacă lungimea forfacului nostru este prea scurtă, peștii nu vin exact să se hrănească cu botul lipit de metod ei aspiră de la o oarecare distanță. Atunci, dacă distanța este de câțiva centimetri, mă refer la lungimea forfacului, ei încep să aspire, pur și simplu momela și cârligul nu au, nu au, loc să ajungă în, în gura peștelui. Gândiți-vă că am avea cârligul aici și momela aici dacă peștele ar încerca să atragă cârligul cu momela, să zicem că forfacul nostru ajunge până aici, până în punctul acesta. Deci pur și simplu nu ajunge în, în, gura peștelui, da? De aceea este foarte importantă lungimea forfacului. Sunt cazuri în care peștii nu vin numai din spate sau din lateral. Sunt cazuri în care peștii vin și din, din față. Să zicem că am avea un pește aici. Da? Un pește aici. Și încearcă să îi haleze, să tragă momela. Lungimea forfacului fiind prea scurtă, aici având conectorul, cu change-ul, nu știu ce folosiți dumneavoastră, pur și simplu nu are loc să ajungă la, la pește, da? în gura peștelui. La fel, dacă peștii nu vin foarte aproape, lungimea forfacului fiind prea scurtă, nu ne dă voie ca peștele să tragă momeala. La fel, dacă peștii nu vin foarte aproape, ei nu pot să ridice căligul cu momeala și să-l să aspire. Pentru că nu ne dă voie lungimea, lungimea forfacului. Asta se întâmplă în cazul în care. Lungimea forfacului este prea scurtă. Vă voi vorbi acum și despre lungimea forfacului în cazul în care avem forfacul foarte mare. Având lungimea forfacului foarte mare, pe îl aspiră, deci aspiră căligul, momela cu câligul. Dar firul forfacul ne fiind în contact cu greutatea metodului nu se realizează auto -înțepare. Și astfel există riscul ca peștele să scui pe Și de aici vin acele trăsături false. Încă o dată vă explic. Deci dacă lungimea furfacului fiind prea mare, peștele, să zicem că inhalează momeala cu și <coughs> se va plimba cu căligul în gură până o va scuipa. Deci dacă nu se opune cea mai mică rezistență, peștele se va plimba cu momela. Ca și lungime optimă a forfacului, mărimile sunt între 5 și 10 cm. Eu personal folosesc o mărime, așa cum v-am arătat și într-un video anterior. O mărime între 7 și 7,5. O să vă întrebați care distanță este cea mai bună. Între 7, 7,5, să zic un maxim 8, veți vedea că o să aveți cel mai bun randament cu această lungime a forfacului faceți câteva teste și încercați cu un forfac de 4,5-11-12 cm și veți vedea că nu o să aveți același randament. Veți observa pe baltă că uneori peștele răspunde mai bine la un forfac de 7 cm, alte ori la un forfac de 7,5-8 alte ori la un forfac de 5 cu mici ajustări pe malul bolții, cu mici teste, vă veți da seama în timp cam ce lungime vă dă cel mai bun randament. Ceea ce trebuie dumneavoastră să înțelegeți este că un fir prea scurt sau prea lung o să vă scadă rata prezentărilor, rata peștilor capturați. Sper că m-am făcut înțeles. Pentru cei care nu au înțeles, puteți pune pe pauză sau puteți lăsa în comentarii cam ce lungime folosiți dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!